Salut, oameni și astăzi la un nou episod de FIFA 23 Pack Opening, primul Division Rival și Foot Champions Playoffs, premii din care sperăm să pice un One Swatch interesant, pentru că mâine nu o să mai deschid pachetele pe care plănuiam să le deschid, o să le las pentru promoția Road to the Final sau ceva în genul Road to the Knockouts, Road to the Champions League. Dacă vă place seria, nu uitați să puteți nici pe domnul Licheu, foarte important să vă abonați și legendar de important să deja domnilor, îmi dați un follow pe Instagram și cel mai important lucru de pe planetă, să folosiți codul de reducere CTXPKG pe PC Garage, indiferent ce vă cumpărați, jocuri ieftine pe G2A și bineînțeles criptomonede pe aplicația Swissborg, linkul aveți în descriere și cătă pe Fortnite Shop să face milionul de dolari. Bun, nu mă aștept să primesc cine știe ce din premiile astea, în ideea în care săptămâna trecută am primit Icon din premiile de la Division Rivals, deci natural vorbind, normal, avioane, EA Sports, nu o să-mi dea din nou ceva șmecher, bănuiesc. Deci nu m-ar deranja, pana mea. Bun, Team of the Week. Starurile Team of the Week-ului, Hochland, Leao și Ben Yedder. Dar nu trebuia să mai fie încă cineva? Parcă mai era încă unul pe acolo. Ăsta-i. View Squad. Leao. Mai e și Timo Werner, dar nu-i cine știe ce. Da, cam ăștia ar fi. Timo Werner, Leao, Hochland și nenea Ben Yedder. Nenea asta ar intra Legerianu în echipă, dar sincer nu știu dacă l-aș vrea, dar Panamera, dacă pica în tradeable, let's go time, îl jucăm. Și în rest, pe bancă, absolut nimic interesant. Nenea asta să zicem că ar arăta cât de cât ceva pe aici și la, dar mai bine nu. Și cam asta ar fi Team of the Week-ul. Un Team of the Week decent. Nu bun, nu rău. Să vedem ce o să pice la Red Player Pick-uri după weekend league-ul ăla care o să fie super distractiv. Bun. Hai să începem, trebuia să mai fac ceva, nici nu mai știu, asta e echipamentul de față, o echipă Torpilianu, ce ar vrea să împice, untradeable nenea Vinicius ca să nu mai am niciun stres că scade prețul sau că îi crește, în rest, pana aia e aproape full untradeable, așa arată nenea Drogbinio, 86 de meciuri, 67 de goluri, 23 de asisturi, s-o dat update, cred, sau ceva în genul am văzut, am citit ceva pe acolo, dar n-am stat să citesc toate chestiile de pe acolo, s-o dat ceva update și dribbling-ul acum mai șmecher și se mișcă mai bine parcă jocul. Pe partea de dribbling. Bun. Cine mai era pe aici pe care voiam să vă arăt? Că m-a întrebat cineva cum este nenea Gomez. 111 meciuri, 21 de goluri și 35 de asisturi. Având în vedere că îl joc în bandă-ish, e ok. Nu e cel mai bun, nu e cel mai rău. Hai să ne apucăm de premiozaure. Division Rivals. O să o luăm în 3, double premii de divizia a 6-a. Astea-s toate. Astea-s, mă? Astea-s. Banghelii. Doi jucători de 82 plus, să scoate ce o să-mi dea de acolo. Aș vrea un one swatch, sincer, Sadio Mane. Știu că e scump. Ok, îmi zice că din ăsta am dezactivat crossplay-ul pentru că da. Dar, culmea, ieri la Foot Champions Playoffs am luat un DNF. Efectiv, au părut că intră meci, nu am mai intrat în meci, mi-au dat DNF. Nu știu dacă au picat serverele sau au fost manevră, dar nu mai contează. 10 pachetozini. Să înceapă blănăria, să vezi, chemare pasia direct, nu, luăm R9. Prăm o pack lui. Am luat deja R9. Asta este, domnilor, data viitoare. Ce să începem? Ia, stai că am zis ceva cu turer, nu știu ce. Doi jucători între 75 și 800. De aici nu prea are ce să împice, maxim un Dembele sau ceva pe acolo. Haide! Evident că nu-i board. Argentina Striker. Cream că vine iar cu mătru șef. Am și uitat cum îl cheamă. Icardi. Nici nu mai știu ce rating are. O, tati, bine. Schimbăm viteza. Bun, măcar ăsta e double băieții. Am ieșit ceva spații pe acolo pe Marketao. Prime Gold Players Pack, Jumbo Vrăjală, Rare Gold Pack. Ok. Hai să la Rare Gold Pack. Pentru că e pachet destul de slab de obicei, dacă bine ții minte. Clasicue. Și este nenea Vlacodimos. Bun. Spatele lui poate să fie ceva. Un Malacia din ăla, dacă mi-ar da un 3-double, iar ar fi o variantă. Hop, asta este 3-double. Domnul pachet. Banghelii, Orange Blue, salutare. Haide. Bun, Mega Pack-urile. Am deschis anul ăsta ceva Mega Pack-uri, a fost Bocanc. Boards. Inegalabilul. Formidabilul. Henderson. Ăsta 83 rating are parcă de vreo 27 de FIFA-uri.
El rămâne constant. Nu joacă mai bine, nu joacă mai rău, stă pe spate. Ceva în spate. Bani. Foarte important, bani. Opa. Badge-ul China, dar nu mai știu dacă se vine asta. Știu că anul trecut la FIFA 22 era 5.000. Hai să-l punem la plezneală, să vedem dacă se dă. Bun. Încă un mega pack pe care l-am primit la Division Rivals. Din nou minim board. Left winger. Sancho. Merge și ăsta. Nu știu sigur dacă mai costă ceva. Nenea Sancho. El și cu Rashfordini pe acolo. Ce zice Nenea Sancho? Măcar 5K Nenea Sancho? Da, probabil că undeva la maxim 5K. Hai că-l pun acolo să-l vând, că oricum n-am ce să fac cu el. Oxer. Banghili, banghili. Bă, kitul ăsta arată chiar fain. 450. Ok, nu se vine. Nenea Jesus, pe care îl mai am o dată. Mi-e în sus. Mamă, și ar mi se ocupă spațiile. Bă, ce mă disperă faza asta cu spațiile. Băgați domnii de la eSports 200 de spații. Bun, și premiile de la Division Rivals. No, astea sunt importante pentru că știți că data trecută am luat Icon și sunt romin adevărat. Normal că sper să mai îmi dea ceva aici nebun la cap. Hai, toti cu one stoach. Boards. Osimhen, bă, cred că, adică știu sigur că l-am dat, nu știu dacă e tradable. Dacă am mulți jucători dublură la untradable, ne băgăm frumos și îl facem pe Nenea, player of the month, olandezul, nu mai știu cum îl cheamă. Cum îl cheamă? Gakpo. Foarte șmecher Nea Gakpo, să-l bag super sub, așa n-am super sub urblană. Astea duplication-uri. Nea Osimhen care... Hey, double, nu mă așteptam la asta. Guerreiro. Camada, toți băieții. Ok, la câțiva o să dăm quickstep pe aici. Hai mă, dă-vă în spanac. Măcar ăsta un 800 coin. 750, bă, ok, la 750. Pe salut, frate. Un deosebit respect, numai bine, doamne ăștia. Gravenberg oricum e un tradable și ăsta un 83 se dă la, mamă, nici măcar un K. Ok, pe atunci dau pixel. Opa. Asta e că de fapt nu mai contează că e un tradable. Foarte bine. Bun, Jumbo Premium Gold 26 pack. Nu știu care e faza cu pachetele astea, cu 26 pack din ăsta. Are 26 de iteme, dar n-am prea înțeles care e șmecheria Jumbo Premium 26 pack. Pachet mort. Este Nenea Soboslai. 79 rating, Bokankes. Full dubluri, let's go time. Dă să meargă. Și din nou, ce frumos era un buton aici, să-l apăsăm direct și să îi întoarcă pe toți. Și pe o parte și pe alta, ca să nu dăm la fiecare în parte, domnul de la eSports. Multe chestii pe care le-ați putea implementa super lejereanu, cum ar fi butonul să dai claim la toate chestiile. Banghilii de la obiective. O chestie care ar fi fost inovativă. Mecheră rău de tort. Bun. Prime Gold Player Spec. Nu știu cât costă pachetele, dar o să plătească. Fiți antenă, domnilor, mare walkout. Minim. Walkout. Goalkeeper perfect. Jucător pe care l-am în echipă, jucător pe care îl vând pentru că l-am tradeable la echipă. Untradeable în echipă, let's go time. Facem echipă full untradeable, stăm pe spate, facem bani. Foarte bine. Cas. Și eu ajuns la maică Tancuri acolo. Bine, mă. Bine. Direct jucător titular. Așa îmi place tot. Cum am zis. Let's go time. Perfect. Domnul Castel, ce zice domnul Castel? Ok. Uite, un pachet blănițozaur. Silvestri, câinili. Avem 100 de bug. Ok. Încă un Prime Gold Player Spec. Haide. Spargine din nou cu un icon și e bine. Un
un Butragenio și nu mai zic nimic tot an. Hai că nici nu vrem mai când în fiecare săptămână dacă e ceva. Boards, Italia, la Italia nu prea ar ce să fie. Nenea Bonucci. Cred că îl mai am. Dar nu e neapărat o problemă asta. Vangeli. Ok, tradable. O să se strângă în ce niște resurse importante la club untradeable. Și până atunci cine știe, poate vine și base icon pack-ul ăla. Abia știu să fac iar icon pack-uri. Asta e plăcerea pe FIFA, să deschizi icon pack-uri. Bun, un 83 și un 79 nu prea are sens să-mi bag la creație să fac un SBC. Bun, 82 plus rated rail player. Deci evident, șanse mari să nu fie doar lemne, trebuie să fie minim board, după părerea mea, dacă e 82 plus, adică n-ar trebui să existe când dă 82, dar bineînțeles, o să fie manevră, unul din astea două o să fie 82. Topor! Hai mă, toti, dă-mi un one stoac. Minim board, dacă e Spania, știi clar că ai luat-o peste ochiane, este Luis Alberto, pe care îl mai am și cred că are și price range-ul la Bocanc. Domnul Luis Alberto, foarte șmec. Bun, și aici este locul lui nenea Luis Alberto. La un SBC corect. Un 83 plus garantat. Bine și pot, aici vine marele avion. Și ai plecat cu metrașul. 83 plus garantat. Mare lucru dacă nu-mi dă de acolo Haaland. 82 plus. Haide. Ok. Du-te nenea. Oricum probabil îl mai dă o dată, fiți antem. Mamă, dacă îmi dă din 83 fix același jucător, mă arunc direct în gârlă. Și v-am zis că unul din două trebuie să fie Bocan. N-avea cum să fie altfel. Oh, Icon, băieți. Nu mai știu cine au făcut comparație între ăsta, între nea Ibrahimovic și Haaland. Amândoi parcă au primit ceva din alea Cyber Lengthy și au alergat aproape la fel sau ceva în genul. Adică era diferență foarte mică. Dintr-o parte a terenului în alta. Domnul Ibrahimovic. Vine domnul Ibrahimovic. Facem bani, domnul Ibrahimovic. 83 plus garantat. Haide. Evident că e minim boards. Nu-i walkout sau? Bai, walkout, mă. Ba, nu-i walkout, mă. Bă, dar ce-mi dai atâția Fabian și Merino și morți în gaz? Ești nebun la cap. Am zis că s-au prins ceva lumini pe acolo, pe lateral. Am crezut că e walkout inițial. Da, Fabian, bă, cel mai proaste carduri pe care poți să-l primești anul ăsta, spaniol. Dacă ai văzut Spania, are rost să te bucuri, orice ar fi. Și? Măcar atât. Foarte bine. Cam asta a fost episodul, din păcate de data asta ne-am ales cu un singur titular, care este nenea portar, dar măcar este un walkout titular. Și cum am zis, mai avem un pic ăsta și ăsta, atât mai avem trei, a, bine, și ăsta. Gomez, deci mai am 3 jucători tradable în echipă și am rezolvat treaba asta. Să vedem. N-ar fi rău, cum am zis, să vină un Vinicius din ăsta. M-ar ajuta extrem de mult, mai ales pe partea de bani. Și ar fi și echipa completă. Adică nu mai schimb la ea, probabil până bagă ăștia icon-ul. Base icon pack. Și atunci ne băgăm la creație din nou. Să vedem. Cam asta a fost, practic. Lăsați-vă în comentariu ce ați primit din premiile la Division Rivals și FUT Champions Playoff. Și bineînțeles, domnilor, cu ce echipă vă prezentați la primul weekend league, care începe imediat. Meh. Abia aștept să ne distrăm în weekend, domnilor. O să fie foarte interesant. Să aveți căști. Garantat să aveți căști. Și volumul dat foarte jos. Cam asta a fost. Mersi să faceți divizionare. Să aveți o super fain în continuare. Și bineînțeles, nu uitați, domnilor, să folosiți codul de reducere KTXPGG pe PC Garage, indiferent ce vă cumpărați. Și ne auzim data viitoare. Salutare, salutare!